Merge o victorie când nimeni mai își spera. Mai sperau cei 11 din teren, dar într-adevăr o victorie mare. Trebuie să recunoaștem că am făcut un joc mai puțin bun, Craiova a jucat mai bine, dar ăsta este fotbalul. Până la urmă este important că am debutat cu dreptul. Mă bucur foarte mult pentru Petre Grigoraș. Efectiv a făcut minuni în ultima lună, fără 10 jucători și cu o filozofie cu totul diferită, a reușit să obțină această victorie. E adevărat, este prima etapă, sunt multe de lucruri de spus în acest sezon, dar este extrem de important în perspectiva meciului de joi seară cu Maccabi. O încălzire pentru cupele europene, jucat și cu Maccabi și cu Astra. E adevărat, ne-am încălzit cu totul, într-adevăr, pentru că am avut emoții mari. Mă bucur mult pentru Herea, pentru că este nou venit și a marcat, și Corica a marcat. Felicitări speciale de asemenea lui. Nu este ușor ca un golgheter al campionatului, după ce, eu știu, se tot vehiculează în presă plecarea lui, să reușească să se remotiveze și să fie la același nivel. Tot respectul pentru toți băieții care au intrat astăzi în teren și pentru Pârcălaul, pentru că a debutat în prima ligă și Doamne ajută să continuăm la fel. A fost ceva ce te-am mulțumit astăzi? Spectatorii, arbitrajul? Nu. Spectatorii ne așteptam să fie atașați față de Craiova. Mă bucur că am câștigat și am văzut oameni că se ridică în picioare și la golurile noastre. În ceea ce privește arbitrajul, cred că a fost un arbitraj corect. Chiar dacă am primit gol din penalti, cred că a fost acordat corect. A fost o neatenție de al lui Răzvan, care de altfel a apărat foarte bine. Vreau să vă mai spun legat de arbitraj că anul trecut am avut două probleme importante cu doi arbitri și toată lumea ne-a sfătuit să recuzăm cei doi arbitri. Am discutat la nivelul clubului, am discutat cu Petre Grigoraș și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu facem acest lucru și dăm în continuare credit întregului corp de arbitri și anul acesta, chiar dacă, repet, au fost două cazuri anul trecut când efectiv am fost dezavantajați. Din nou cu o echipă în preliminările cupei UEFA din Israel. Da, nu este simplu deloc, adversarul este mai puternic. E adevărat, dacă îl punem alături de Spartak Moscova sau Saint-Étienne, suntem norocoși, dar nu cred că se poate numi noroc când adversarul are jucători care au jucat la cel mai înalt nivel. Dar ne vom bate. Primul meci este acasă și înțeleg că suntem în Oltenia și ținem lumea cu Craiova. Bănuiesc că nu avem o comunitate în zonă din Israel, așa că așteptăm tot orașul, de asemenea toți gorjenii, să ne sprijine, pentru că avem nevoie de ajutorul lor. Este o dublă care trebuie să ai nu numai valoare, dar și experiența necesară să trecem de Maccabi Tel Aviv. Îți dorești un debut cu Pandurii în cupele europene cu dreptul? Vă dați seama, toată lumea din momentul acesta se va capacita pentru această dublă. E o încercare la nivelul clubului, nu este simplu deloc. Vorbim cu totul de altă situație față de acum 3 ani, când lucrurile mergeau mult mai bine, cel puțin din punct de vedere financiar. Dar consider că prin aceste evoluții vom atrage din nou cei care ne-au susținut de-a lungul timpului și vom fi steagul Oltenii în cupele europene. Sunteți pe primul loc. Suntem pe primul loc, e adevărat. Prima zi. Chiar dacă este prima etapă, am jucat și al doilea meci al etapei, dar este o victorie mare de moral și încă o dată spun, Craiova a jucat bine și am avut un dram de noroc. Probabil că l-a ajutat Dumnezeu pe Petre Grigoraș, că a luat o echipă în derivă și a reușit să o pună pe făgașul normal. În tribună a fost și secundul național, e belgeanul Rudi. Da, am vorbit cu dânsul puțin, am schimbat câteva informații, este deschis, i-am exprimat încă o dată deschiderea pentru a se acomoda cât mai rapid cu fotbalul nostru. A fost mulțumit de ospitalitatea noastră și sperăm să ajungă cât mai mulți jucători la echipa națională. Dacă m-aș întrebat ce jucători cred că ar putea să ajungă acolo, n-am răspuns, dar jocul a răspuns. Am avut marcatorii celor două goluri astăzi, cred că sunt jucători de echipa națională.